Tocmai datorită faptului că abordăm un domeniu de asemenea, să zicem, deschidere care nu intră în niște scheme. Orice prezentare, din păcate, de aceea știința complexității nu prea se poate preda obișnuit, pentru că tinde să fie magazinată ca alte scheme. Așa am fost învățați. Și am uitat acum, dacă vă uitați la o prezentare oficială făcută de o firmă de consultanță, de exemplu, în domeniul managementului, o să vedeți niște lucruri extraordinar de clare, cum să spun, pe puncte, colorate, pe parte exact, mai pentru a fi memorate. Ca și rețete de succes, de exemplu, dar în orice caz nu o provocare pentru gândire, ci o problemă de gândire. Eu aici n-am dat o rețetă, am lăsat-o problemă. Dar noi suntem obișnuiți, din clasa a întâia, ni se dau probleme la matematică scrise și trebuie să le rezolvăm. Învățăm metoda rezolvare, nu de problematizare, nu de gândire. N-am fost obișnuiți, dar te-am fost obișnuiți. Și chiar cu viteză foarte mare și de multe ori tinde să ajungem exact ce ziceai tu, partea cealaltă, să devenim dintr-o dată fără repere și să ne imaginăm că orice afirmație este posibilă și mai este și dovedită științific. Și atunci, dintr-o dată, intrăm la reclame de tipul să demonstrați științific că pasă de dința A e mai bun decât B. Și doctorii au făcut, nu știu ce ați văzut, ce fel de demonstrații ne fac. Deci, și ce cercetători britanici. Și ce cercetători britanici deja sunt la zi. Bună seara, domnule Farcaș, sunt un cititor de la dumneavoastră încă din tinerețe. Vă mulțumesc că ați existat într-un fel în tinerețea mea. Sunt ambret, ați zicea, la un moment dat, vreți să vedeți oamenii ieșiți din groapa de potențial. Sunt un om prea ieșit în groapa de potențial. Sunt autor de teorie unificată românească. Probabil o să o accesați, o să vă trimit un mail, o să vedeți despre ce este vorba. Spuneți la un moment dat că sunteți adeptul teoriilor pluraliste. Eu, autor de teorie unificată. În condițiile astea, mai exact, a pluralismului teoriilor. De ce? Pentru că o teorie trebuie să fie coerentă în sine. Deci, într-o teorie funcționează logica binară. Vă dau un exemplu ca să fiu mai bine înțeles. Eu pot să am două teorii. Există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Deci astea sunt axiome. În teoria A, axioma este există Dumnezeu. În teoria B, axioma este nu există Dumnezeu. Eu nu am voie să spun Dumnezeu există și nu există. Făcând o teorie în sensul ăsta. Dar pot să spun că conform unei teorii Dumnezeu există, conform altei teorii, Dumnezeu nu există. Deci, și trebuie să țin cont de amândouă punctele de vedere. Deci, în momentul în care eu aplic pluralismul, am mai multe teorii care rămân coerente în sine, independente, ele nu se amestecă, dar eu țin cont de toate, în măsura în care nu le pot respinge. Deci ăsta e pluralismul în care îl înțeleg eu. Este în regulă. În schimb, de exemplu, se spune că atunci când mai multe teorii dau rezultate diferite la o aceeași realitate, problema se pune că acele teorii nu sunt corecte. Acele teorii sunt corecte. Atenție! Dau rezultate diferite. În ce sens? Fac predicții care nu se confirmă? Sunt diferite ca rezultat. Deci rezultatul mai multor teorii... Pot verifica acest rezultat? Nu se poate verifica. Atunci nu pot spune care e mai bun. Sunt teorii care sunt valide până într-un punct și se pierd. Alte teorii, într-un alt punct, până într-un alt punct, sunt valide. În momentul în care este un principiu. Vorbim și mi-a plăcut foarte tare ideea despre principiu și realitate. La mine, în teorie, este vorba de a separa foarte clar realitatea de principiu. Bun, vreau să fac următoarea referire la Einstein, care spunea la un moment dat, în ultimii 30 de ani, el studiază și se închide într-un fel în sine și studiază teoria unificată. Timp de 30 de ani încearcă să determine o astfel de teorie unică care să explice totul. La un moment dat face un rezumat și spune așa. Atunci când am să înțeleg cine este Pi, am să înțeleg cine este Dumnezeu. Deci, practic, a intuit de fapt că în spatele unei teorii finale care se explice absolut totul, ar sta acest Pi.
care, de exemplu, apare în teoria mea, în astfel de condiții, totuși, repet întrebarea, o teorie unificată care să înglobeze, nu să mixeze, ci să înglobeze și separat este ok, pentru că teoria mea, de exemplu, așa face ea pe bucăți, înglobează chiar și religiile ca mecanism intuitiv de explorare și arăt cum se unesc lucrurile, dar poate o teorie unică să înglobeze fie și separat aceste teorii parțiale, dând naștere unei teorii care se explice absolut tot și este suficientă? Aici ne aflăm în fața unei enigme. Eu vă trimit la filmul Matrix. Filmul Matrix spune că o minte malefică a făcut un program de calculator, super program de supercalculator, prin care conduce viața tuturor și toți sunt de fapt niște avataruri sau nu știu cum să le spun, într-o realitate virtuală și au impresia că ei trăiesc într-o realitate materială, dar ei sunt de fapt niște elemente ale unui joc de calculator. Nu putem respinge ipoteza că realitatea noastră este un astfel de matrix. Că un Dumnezeu ne-a făcut pe baza unui program. Și atunci acel program este teoria finală. Pe de altă parte, toată istoria cunoașterii ne demonstrează că uneltele pe care le avem noi, matematica, logica, programele de calculator, reușesc să aproximeze o porțiune din realitate și la un moment dat divorțează de ea. Cum am arătat acolo pe o poză. Asta mă face să înclin mai degrabă către varianta că nu suntem ca în filmul Matrix, ci că realitatea este chiar o realitate și probabil că, dragă Doamne, dacă este totuși un program scris de cineva, acel program nu a folosit limbajul matematicii noastre, al logicii, matematica noastră, care are, eu știu, niște contradicții. Teorema lui Gödel spune că matematica, aritmetica, nu poate fi completă decât dacă are un număr infinit de axiome. Doamne, Dumnezeule, atunci poate teoria aia are și ea un număr infinit de axiome. Aia, completă. Dar asta înseamnă că noi nu avem instrumentul potrivit. Anticii, de exemplu, încercau să... Nu cunoșteau numerele iraționale sau... Deci încercau să aproximeze piul ca un raport și eșuau. Deci, iată, între timp ne-am îmbunătățit instrumentele. Poate în viitor vom da peste niște instrumente și mai bune. Dar eu nu prevăd, cel puțin cu instrumentele actuale, că ar fi posibil o unică teorie unificatoare. Și, deci, nu, dar omenește, zicea un psiholog, ce oamenii sunt simpli, nu natura. Mintea noastră nu e capabilă de mai mult decât de niște teorii care nu pot fi de tentație. Asta, exact ce ați făcut acum, ați venit cu o prejudecată. Adică... Nu, eu am citat. Tocmai. Adică în sensul că universul este atât de complex încât noi nu putem percepe. Da. N-am spus că așa este. Am spus că mai degrabă cred în varianta asta. Eu nu înțeleg esențială. Dacă ați fost atent. Am spus că s-ar putea să fie și aia. Platon spunea, există o singură lume ideală și lumea este numai o
manifestare a acelei unice lumi ideale în care sunt niște arhetipuri și așa mai departe. Vă aduceți aminte? Mă rog, Platon e... Deci, el credea că și acea unică lume ideală ar fi, hai să zic, teoria unificatoare. Dar, ulterior, știința n-a mai confirmat această viziune. Cred că și Newton mai credea că el descoperă din lumea aceea ideală unică. Dar, ulterior, și Newton a fost depășit. Mă rog. Există o carte foarte interesantă, Gödel-Escherbach, un lanț neîntrerupt de aur. Foarte interesantă cartea, Gödel, matematică de tip mare, să zicem, o personalitate. Escher, un grafician extrem de interesant și, în același timp, un filozof care se exprima prin grafică și în Bach, ca unul dintre oamenii care a simțit și a materializat prin muzică. Legătura dintre ei este extrem de interesantă. E o carte care a dat puțin discutată și care sugerează că, așa, că în realitatea asta structurală, în clipa care tu ai făcut o axiomă, ai decupat dintr-o realitate complementară a ei. Și mai există încă o complementaritate de complementaritate care nu este gândită, astfel încât, cum să spun, orice afirmație că există una sau mai multe, decupează și complementară. Și atunci, automat, se creează un fel de pom de potențialități, care, într-un fel, totuși se actualizează pentru anumite persoane, pe anumite trasee, care definește o viață, care pe anumite variante, prin faptul că a mers mai mulți pe acea direcție respectivă, se întărește cu forma unei paradigme, care defazează într-o anumită etapă până când are loc o șiftare de paradigma. Dar când încep să studiez teoria cunoașterii în general și simți chestia respectivă, cred că e foarte înțelept în sensul în care Dan a spus, dacă ești un cercetător, cum să spun, nepiasat pentru a promova o problemă, ci ești un gnostic care cauți, afli, să te duci și cumva înainte de apariția bifurcației și să vezi care a fost tensiunea socială în acel moment, care a generat într-un fel sau cele două drumuri, încât cele două drumuri au fost preluate de anumite anumite grupări de oameni care încep au creat tensiuni între cele două. Evoluționism sau creaționism, de exemplu, o bifurcație. Trebuie să vedem de ce a simțit de voia omul să pună această întrebare și acest răspuns. Deci, întotdeauna te întorci înainte de momentul bifurcației, care dintr-o dată știi că dă șansă și celuilalt să existe. Și atunci, dintr-o dată, ajungi la, din nou la Lupașcu, al nostru, totuși, personaj de mare valoare, care introduce, dintr-o dată, limita terțului exclus și definește limita, deci definește noua teorie a logicii terțului ascuns. E deja un alt nivel. Terțul respectiv mută problema pe un alt nivel. Deci, cu alte cuvinte, pe palierul ăsta de cunoaștere, paradigma asta A și non-A, intră în conflict. Există o teorie unică, nu există o teorie unică. Pe un alt palier de înțelegere, cele două devin naturale, se integrează, dar nu doar prin integrare, ci prin un salt de cunoaștere. Vreau să mai fac o completare și anume că eu am avut discuții foarte chiar în contradictoriu cu profesorul Moisil, mă rog, care mi-a fost foarte drag și care efectiv a contribuit la publicarea primelor mele articole în străinătate și așa mai departe. Deci am avut o relație la care mă gândesc cu foarte mult drag. Și pe această filieră eu am bântuit logicile necrisipiene, cum se spune, adică logicile secolului 20 pe toate fețele. Și m-am certat cu Moisil o singură dată exact pe aceste logici. Am cunoscut pe Cornel Popa, care a scris o carte masivă despre logica acțiunii. Deci, eu sunt familiarizat cu logicile care depășesc binarul. Da, nu. Deci, logicile terțului exclus. Dar, în nici o teorie actuală, nu veți vedea folosită altă logică decât logica terțului exclus. Se pot folosi, dar, în general,
astea au fost mai degrabă niște exerciții floricele ale spiritului și așa mai departe. De aceea am insistat asupra faptului că e corect și rațional deocamdată, nimeni nu gândește în logică ternară sau... Noi avem logică nuanțată, da, însă în momentul în care începem să fim raționali într-o lume ideală axiomatizată, tot ce este axiomatizat este și logică binară. Și atunci, e bine să știm că teoria asta folosește aceste axiome și logica binară, alte axiome și logica binară și așa mai departe. Și în fizică cam așa este, în ciuda faptului că până și Heisenberg și ceilalți au vorbit de logica, eu știu, logica fizicii cuantice și așa mai departe. Bună seara! Am două întrebări. Prima rațională, a doua ideală. Prima ar fi dacă giganții, oamenii giganți, oasele oamenilor giganți care s-au descoperit, ar putea fi cumva oameni din alte luni. Și a doua întrebare este legată de esența cuvântului mister. Misterul ca dimensiune sufletească, ca dimensiune spirituală, ca un răspuns. Da, sunt întrebări complicate și n-aș vrea ca să mă rog, fiecare merită câte o oră de discuție. În legătură cu aceste, eu mă refer acum la internet, în primul rând, la pozele care circulă pe internet, la istoriile care circulă pe internet și așa mai departe. 90 și mult la sută sunt făcături.